și noi o să mergem pe... Nu cred că se vede de umbra mea. De aici pornim și plecăm, 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 plecăm. Hop, 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 hop. Și... Hop, hop. Sau, de aici o luăm așa. Da, o să o luăm pe traseu lung. Și bucla are 6 km, parcă. Da, facem încălzirea și ne încălzim bine, bine, bine. Și plecăm pe alergare, o să pun camera la piept și îi dăm bătaie. Iată, am dat drumul. Dat drumul, perfect. Trail running, da. Haida. Ești gata să te alături călătoriei mele spre atingerea unui nou obiectiv de alergare? Dacă da, atunci perfect, hai să începem. În timp ce îmi voi desfășura propriul antrenament de alergare, voi împărtăși cu voi astăzi un plan de antrenament pentru maraton. Vom descoperi împreună secretele unei pregătiri reușite, astfel încât să vă puteți atinge obiectivele fără să vă supra-solicitați. Haideți să facem fiecare kilometru și fiecare moment de antrenament să conteze. Antrenamentul pentru un maraton este o aventură mare, indiferent dacă este prima sau a suta oară când îl abordați. Aveți un plan și un obiectiv, dar niciodată nu știți cu adevărat la ce veți întâlni pe parcurs. Vor fi momente bune și momente mai puțin bune, iar la finalul drumului veți avea cu siguranță multe povești de împărtășit. Este important de înțeles că antrenamentul pentru maraton rare ori decurge perfect și nu veți iubi fiecare minut din el, dar acest lucru este perfect normal. Suntem cu toții oameni, nu mașini, și chiar și sportivii de elită întâmpină dificultăți pe parcurs. Dacă renunțați la așteptarea ca totul să meargă perfect de la început până la sfârșit și îl priviți ca pe o aventură în care veți aduna experiențe și veți învăța lucruri despre voi înșivă, atunci veți reuși să vă relaxați și să vă bucurați mai mult de acest proces. Există numeroase planuri de antrenament pentru maraton disponibile, iar acestea au un lucru în comun, și anume creșterea graduală a distanței pe care o alergați pe măsură ce vă apropiați de maraton. Cel mai important lucru, indiferent de ritmul la care alergați, este să ieșiți regulat și să construiți distanța, să progresați. Antrenamentele la ritm și sesiunile de intervale sunt o adiție excelentă pentru cei obișnuiți cu acest tip de antrenament sau care își propun un anumit timp de finalizare, un personal best, de exemplu. Totuși, acestea sunt doar un bonus, nu partea principală a antrenamentului. Când vine vorba de asta, factorul cel mai important pentru orice alergător este creșterea duratei alergărilor și volumul săptămânal al alergărilor, adică totalul de kilometri alergați în fiecare săptămână. Deci, dacă vă uitați la alți alergători și vă întrebați dacă ar trebui să faceți antrenamentele la limita lactatului și alte sesiuni pe care nu le-ați încercat niciodată, răspunsul este că nu este nevoie. Puteți alerga doar distanțele la un ritm ușor în fiecare săptămână și tot veți putea finaliza un maraton cu succes la final. Mulți alergători pun accentul pe cea mai lungă alergare din antrenament pentru maraton. Pentru cei care se pregătesc pentru primul lor maraton, această alergare va fi cea mai lungă alergare pe care au făcut-o vreodată până în ziua cursei. Cu toate acestea, trebuie să înțelegeți că această alergare este importantă, dar nu este factorul decisiv pentru reușita pregătirii pentru maraton. Este doar o alergare și mult mai importante sunt săptămânile de alergare de dinainte sau în creștere. Ceea ce vreau să spun este că este posibil să vă puneți prea multă presiune asupra voastră în ceea ce privește cea mai lungă alergare pentru a face totul corect. Adică să alergați la un ritm cu care sunteți mulțumiți, să încheiați cu putere sau să aveți încredere în maraton ca rezultat. Amintiți-vă că în timp ce cea mai lungă alergare din antrenament va fi încă cu aproximativ 10 km mai scurtă decât distanța completă a maratonului, o veți alerga pe picioarele obosite de săptămâni de antrenament. Cea mai lungă alergare din antrenament este mai degrabă
ultimii 32 de kilometri ai un maraton decât primii, în timp ce în ziua maratonului veți fi odihniți și gata de start. Antrenamentul pentru maraton nu înseamnă să săriți direct în acțiune și să dați tot ce aveți. Este un fel de antrenament în care faceți creșteri mici și bine gândite pentru a evita accidentările și supra-solicitarea. Ei bine, acest plan de antrenament pentru maraton vă indică câți kilometri trebuie să alergați. Puteți alerga la un ritm ușor și chiar puteți adăuga pauze de mers dacă doriți. Modul în care faceți asta depinde de voi, atât timp cât parcurgeți distanța. Veți crește distanțele alergate în timp de câteva săptămâni și apoi veți avea o săptămână de recuperare în care alergarea lungă este puțin mai scurtă. Săptămânile de recuperare oferă corpului vostru șansa de a se odihni puțin și creierului timpul de a conștientiza cât de mult ați progresat. Dacă vă găsiți punând în gând excelent, trebuie să alerg doar 21 de km săptămâna aceasta, atunci înseamnă că funcționează. După 17 săptămâni, distanțele alergătorilor vor deveni mai scurte. Aceasta este perioada de reducere și va permite corpului să se refacă, astfel încât să ajungeți în ziua cursei cu energie proaspătă. Este normal să vă îngrijorați că nu alergați suficient în timpul perioadei de reducere, dar aveți încredere. Toată munca grea a fost deja făcută până la acest moment și trebuie doar să vă concentrați pentru a ajunge la linia de start în cea mai bună formă posibilă. Dacă doriți să adăugați ceva în plus la planul de antrenament, puteți include unele dintre următoarele opțiuni. O primă opțiune ar fi alergarea la rit de cursă. Dacă vă propuneți să alergați maratonul într-un anumit timp, puteți folosi alergarea de vineri pentru a vă exersa ritmul de cursă. Acest lucru vă va ajuta să evaluați ritmul corect fără a vă verifica ceasul în permanență. Alergați primele 10 minute la un ritm ușor, apoi treceți la ritmul de maraton. O altă opțiune este antrenamentul încrucișat. Puteți adăuga până la 2 sesiuni de antrenament încrucișat de 30-60 de minute, cum ar fi înotul sau ciclismul, în săptămână. Tipul de antrenament încrucișat depinde de ceea ce vă place și de accesul pe care îl aveți. O altă opțiune sunt scurtăturile. După una dintre alergările din mijlocul săptămânii, adăugați câteva scurte alergări puternice cu accent pe o tehnică bună. Acestea ar trebui să fie mai rapide decât ritmul vostru obișnuit, dar nu să ajungeți la nivelul de sprint. Ținta este să atingeți un efort de 8-9 din 10 și să găsiți o porțiune de teren liberă, fără obstacole, cu o lungime de aproximativ 60-100 de metri. Pentru primii 15 metri accelerați treptat, apoi alergați puternic timp de 30 de metri. Atunci când alergați, trebuie să vă gândiți la o alergare înaltă, ca și cum ați avea un balon ieșind din partea de sus a capului, ce vă trage în sus. Pompați-vă brațele, concentrându-vă să împingeți coatele în spate și să ridicați picioarele. Apoi încetiniți treptat până la sfârșit. Faceți o pauză de 30 de secunde, întorceți-vă și repetați, încercând să faceți 4-6 scurte alergări în total. Așa că, iată planul de antrenament pentru maraton și câteva sugestii pentru a-l personaliza. Cu răbdare și perseverență puteți să vă pregătiți cu succes pentru această provocare. E bine, și aceasta a fost ziua noastră de alergare și învățare. Sper că v-am inspirat să vă abordați antrenamentul pentru maraton cu încredere și că sfaturile oferite v-au fost de ajutor. Nu uitați să vă ajustați planul în funcție de propriile nevoi și să vă bucurați de fiecare etapă a acestei călătorii. Mulțumesc că ați fost alături de mine astăzi și nu uitați să lăsați un like, să vă abonați pentru mai multe sfaturi și să împărtășiți propria voastră călătorie de alergare în comentarii. Până data viitoare, continuați să faceți sport cu pasiune și să vă atingeți obiectivele. Da, cam asta a fost și cu alergarea, cu antrenamentul de astăzi. Mi-era dor de traseul ăsta, foarte frumos, special chiar. 45 de minute, 5 km, 50. Am ajuns acasă, băgăm o proteină și
Așteptăm să vină ceasul să plecăm la bazin.